Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a anunțat că va strânge semnături pentru ca sediul Complexului Energetic Oltenia să rămână la Târgu Jiu. Pe lângă lista cu cei care doresc acest lucru, Călinoiu a mai anunțat că îi va trimite ministrului energiei, Victor Grigorescu, și o serie de propuneri care vizează viitorul companiei pe piața energetică. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine acum colegul meu Iulian Țimpea. Bun găsit, Iulian! Bun găsit tuturor! Demersul lui Ion Călinoiu pentru păstrarea sediului CEO la Târgu Jiu nu este singular. În ultima lună, în județul Gorj, au existat proteste la care au participat mai multe mii de persoane, oamenii cerând și atunci păstrarea sediului social în municipiu. Mai mult decât atât, 19 oameni au intrat în greva foamei și nu au renunțat la forma extremă de protest decât după ce au semnat un protocol cu administrația. În ultima ședință a adunării generale a acționarilor s-a amânat luarea unei decizii în acest sens. Strângerea de semnături pentru păstrarea sediului social la Târgu Jiu va demara pe data de 9 martie. Voi demara și o acțiune legată de susținerea activității Complexului Energetic Oltenia prin semnături pe care să le obținem de la români pentru această activitate deosebit de importantă pentru economia națională, Complexul Energetic Oltenia, în vederea asigurării independenței energetice naționale, și trebuie să o avem ca obiectiv național și, bineînțeles, foarte importantă, dacă nu putem spune mai mult decât importantă, chiar vitală, pentru județul Gorj. Călinoiu a mai anunțat că dorește să aibă o discuție despre problemele CEO cu ministrul energiei Victor Grigorescu.